Mâncarea de la cantina de ajutor social a primăriei municipiului Suceava e mână cerească pentru săracii Sucevei. Peste 240 de persoane au venit în această dimineață să-și ridice produsele pentru masa de Crăciun. Datorită produselor de la cantina de ajutor social, sărmanii Sucevei pot fi siguri că au ce pune pe masa de Crăciun. Ei au venit de dimineață pentru alimente. Uitați, pentru masa de Crăciun se dă un kilogram de pulpă de porc, un kilogram de pulpi de pasăre, 500 de grame de salam, 500 de grame de pariziri, un pachet de unt, 500 de grame de zahăr, o ciocolată, un pachet de biscuiți, cred că ați văzut, și 6 pâini. Toți vin astăzi să se aprovizioneze pentru Crăciun. Produsele sunt binevenite, mai ales că toți provin din familii numeroase, iar veniturile ca și inexistente. Produsele ar trebui să le ajungă până miercurea viitoare, atunci când primesc următoarea masă caldă la cantină. Cât sunteți în familie? 16 persoane, doamnă. Și pentru cât vă ajung alimentele astea? O zi. În ziua ce ne ajunge, atât. Azi. Sunt foarte mulțumit. E un ajutor? Da, normal. Ce mai aveți nevoie pentru Crăciun? Na, brad, Crăciun la copil, supunem instalații, pedale, pipom, na, ce vrea un copil. Dar alimentele vă ajung pentru Crăciun? Mai cumpărăm noi, mai cumpărăm, ca să ne ajungă. Aveți bani? De unde aveți bani voi? Ba, nu, mergem și noi, mai facem, mai muncim, mai mergem cu ziua. Că sunt acarâtă și operată și prin spital am fost și peste locul nu mă cu nimic. Pachete similare vor primi de la cantina de ajutor social și pentru anul nou.